Minutele care urmează, discutăm despre chirurgia obezității, iar alături de noi îl invităm în studio pe domnul doctor Viorel Dejeu, medic primar, chirurg în chirurgie bariatrică. Bine ați venit, domnule doctor! Mulțumesc frumos, în sfârșit, de la Cluj, de la Oradea. De la Cluj, de la Oradea, operați peste tot? Da, aproape peste tot. Lumea cam vrea să slăbească și operațiile vedetă pe care le-am simțit eu intrând în contact direct cu chirurgia bariatrică par a fi gastric sleeve și balonul. Și ajungem cu cel de-al doilea, dacă ești de acord. Da. Ce e asta? Pentru că eu am auzit la Bursucu. Bursucu și-a făcut asta. Și mi-a zis, băi, nimic mai simplu. Prietenul nostru foarte bun. Exact, mi-a spus despre dumneavoastră și despre delicatețea cu care l-ați tratat și mi-a spus că i-ați dat să înghită o pastiluță. Exact, deci sunt mai multe proceduri care se pot face, pentru că obezitatea e o problemă de sănătate foarte greu de controlat. De regulă e nevoie de muncă de echipă și avem nevoie de mai multe soluții pentru a o controla. Pentru că nu putem să spunem că e o boală pe care o tratăm odată și sau facem o procedură și la revedere totul va fi roz tot restul vieții, nu? Balonul e una din procedurile acestea și, într-adevăr, bursucul a trecut de două ori prin procedura asta, pentru că se poate repeta la interval de câteva luni. 6 luni, înțeleg. Da, în așa fel încât să maximizăm efectul primei proceduri, primului balon. Când se recomandă această procedură în detrimentul celorlalte? Pentru că am înțeles că sunt mai multe. În general, balonul e indicat pacienților care nu au un exces foarte mare, exces ponderal foarte mare, nu au un surplus de kilograme... Care se le pune viața în pericol. Exact, sau care să necesite o intervenție chirurgicală. Însă balonul poate fi utilizat de oricine, pentru că orice kilogram pe care îl dăm jos e... bundat. E bundat, exact. Și atunci sunt și pacienți care au un exces mare de kilograme, dar preferă să încerce prima dată aceste opțiuni, pentru că au nevoie de un impuls, au nevoie de ceva care să-i motiveze și să-i deblocheze. Efectiv. Dar ca regulă, dacă pot să spun, mult spus regulă, e pentru pacienții care au de dat jos un 10-15% din greutatea pe care o au. Cam aici sunt așteptările vis-a-vis de cât putem slăbi cu un balon. 10-15% din greutatea de la care pornim. Deci, pe scurt, înțeleg eu, se bagă balonul care se umflă în interior, întâi lânghiți, exact. Ca pe orice pastiluță. Cum adică lânghiți? Lânghiți adică chiar efectiv e o pastiluță pe care o iei cu apă? Există mai multe tipuri de baloane. Noi îl folosim pe cel mai nou și mai modern. Nu știu dacă pot să-i spun numele, dar lumea știe despre ce vorbim. Da, cu siguranță. Și găsesc nu e nevoie de anestezie generală, nu e nevoie de endoscopie, e o pastilă pe care efectiv o înghițim. Evident, are un cateter foarte fin care rămâne în afara, un firișor, așa. Ca să poți să bagi lichidul. Exact, exact. Umplem balonul cu 550 ml de lichid, și scoatem cateterul și rămâne acolo. Și partea foarte frumoasă e că undeva la 4 luni se și topește. O parte singurel din membra, exact, și se elimină prin scaun. Deci nu e nevoie de nimic altceva pentru a-l scoate sau pentru a-l elimina. Spuneați că e indicat tuturor că oricine poate să facă asta în condițiile în care nu vrea să piardă foarte mult din greutate. E important să avem așteptările corecte și asta este partea noastră a medicilor care ne ocupăm de partea asta, să setăm așteptările. Adică dacă un pacient, nu știu, are 150 de kg, evident că va fi greu cu un balon să ajungă la greutatea ideală. Clar. Dar după ce începe să slăbească, poate să continue cu ajutorul echipei noastre de nutriție și așa mai departe, încât să deja continue procesul. Deja s-a deblocat exact ce spuneați, exact. Adică a pornit drive-ul. Exact. Și foarte mulți au nevoie de partea asta, de ceva care să-i motiveze sau să-i deblocheze, pentru că uneori dietele nu mai funcționează, oricât sport faci, oricât de puțin mănânci sau te înfometezi, nu mai funcționează. Și atunci poate fi un impuls. Deblocant. Exact. Dar pe înțelesul meu, așa, ce face concret balonul ăsta? Deci l-am înghițit, pastiluță, pac, se bagă substanța, ce se întâmplă acolo, de fapt, în stomac? El se umflă. Exact. Și? Ocupă o parte din stomac. Asta înseamnă că stomacul funcțional va fi mai mic. Aha. Similar cu ceea ce facem când facem o micșorare de stomac, da. Nu? Doar facem că nu stomacul nimic. Foarte mic, doar că nu tăiem nimic. Okay. Deci, un kilogram jumate cât ar trebui el, un litru jumate, se umplu 550 de mililitri. De asta exact. Să rămâne mai puțin. Exact, rămâne mai puțin loc și el de obicei se așează în partea de sus a stomacului și creează deasupra lui un stomacel mai mic. Și întârzie și golirea gastrică, adică mâncarea ajunge acolo ca într-un rezervor mai mic, rămâne mai mult timp acolo care transmite, transmite creierului că stomacul e plin și nu e nevoie de să mai mâncăm și nu mai intră. Și atunci se va trece puțin câte puțin în restul stomacului și, mă rog,
Deci, practic, unul, cantitatea de hrană îngurgitată e mai mică, senzația de sațietate se păstrează pe mai mult timp și atunci, practic, noi mâncăm că nu-i mai dăm corpului, slăbim, pentru că nu-i mai dăm corpului extrem de multe alimente. Exact. E oarecum simplu. Ca să reușim să slăbim, după repetate cure și așa mai departe, metabolismul nostru este foarte lent. Adică ardem foarte, foarte puține calorii. Ca să putem slăbi, ar trebui să mâncăm cantități extrem de mici. Dacă facem asta, ne înfometăm zilnic și avem senzația aceea neplăcută că tot timpul suntem flămânzi și e absolut frustrant. Reușești o săptămână, două, o lună, dar pe urmă psihic... Nervi, stări exact, proaste... Da. Nu ești tu când ți-e foame, nu? Asta mi se aplică mie perfect. Și atunci, ceea ce face balonul este tocmai că ajută pacientul să se simtă satisfăcut sau intervenția chirurgicală cu acea cantitate mică. Nu rămâne cu frustrarea aceea că mi-e foame, aș mai vrea să mănânc, mă ridic de la masă cu senzația că nici n-am început să mănânc. Există contraindicații? Există contraindicații. Operație cu balonul. Pentru procedura cu balonul, da. Există contraindicații la pacienții care au intervenții chirurgicale deschise pe abdomen. Pentru că pot să rămână aderențe, asta se întâmplă când deschidem un abdomen, rămân aderențe, adică se lipesc acolo intestinele între ele sau de peretele abdominal și balonul poate să se blocheze atunci când se elimină. Foarte puțin probabil, dar din cauza asta întrebăm pacienții din start dacă ați avut o intervenție clasică, nu se pune apendicectomia sau cezariană, atunci este contraindicat și pot apela la alte proceduri. Cam cât costă această procedură? E costisitor, chiar foarte costisitor, pentru că este o singură firmă care produce acest balon și l-a produs după foarte mulți ani de cercetare și vine din Statele Unite ale Americii. Costă în jur de 16.500 de lei, cam așa. Ok, ok. O dată, da? Prima intervenție, pentru că ziceați că se mai poate face alta dată după vreo și include și niște consulturi de nutriție, 3 consulturi, le-am inclus acolo, tocmai pentru că e foarte important să ajutăm pacientul să știe ce să facă cu această unealtă. Dacă te duci acasă și mănânci ciocolată și bei cola, n-ai făcut nimic. S-ar putea să slăbești 2-3 kg sau deloc și să fii frustrat că ai și cheltuit o sumă importantă și nici n-ai avut rezultatul scontat. Și atunci te adâncești și mai mult în frustrări și... Așa. Am auzit că lichidul din interior ar fi colorat astfel încât tu să-ți dai seama când începi să le elimini. E o legendă, nu? Este la baloanele de alt tip care se scot prin endoscopie și cu anestezie generală. Deci nu e cazul celui nu pe e cazul care acesta, aici lichidul e transparent, dar de obicei pacientul simte când se golește balonul pentru că dispare efectul. Senzația de plin balonului în stomac. Da. Aha. Cumva Teo povestea și ne povestea de-a lungul timpului care a fost experiența ei în ceea ce privește gastric sleeve-ul și zicea la un moment dat astăzi o chestie foarte, foarte importantă, că nu a fost pregătită înainte pentru ceea ce urma să se întâmple. Odată că o parte fizică din ea nu mai e acolo și e irreversibil și doi, pentru că exact ce ziceați dumneavoastră, cantitatea de hrană mâncată de pacient se va, bineînțeles, transforma total. Hrană. Exact. Asta cu balonul mi se pare un început perfect, pentru că tu începi să te adaptezi, să mănânci de la început puțin cu balonul? Poți mânca mâncare după ce ți-ai pus balonul? Începem cu o dietă lichidiană. Seamănă cu ceea ce facem cu intervenția chirurgicală. Dacă am trăit într-o lume ideală, le-am recomandat pacienților să meargă treptat. Adică să înceapă cu mijloacele mai puțin invazive, balon, mergând spre cele endoscopice, sleeve endoscopic, și apoi spre cele chirurgicale. Însă, foarte mulți pacienți nu își permit să le facă pe toate pe rând. Și atunci preferă, dacă se califică, să meargă din start la o intervenție mai eficientă decât balonul. Evident că o intervenție chirurgicală are o eficiență superioară balonului. Clar. Însă, noi, ca proceduri, avem inclus consultul psihologic și consilierea din partea psihologilor noștri pentru pacienți. Înainte. Da. E foarte important ca pacientul să înțeleagă ce îi se va întâmpla. Să le explicăm în ce fel îi se va schimba viața, pentru că e o schimbare radicală și sunt... În urmă cu 10 ani chirurgia bariatrică era așa un tabu, era cum să te mutilezi. Eu am făcut-o acum 11 ani. Da. Deci era un curaj să o faci atunci, pentru că era atât de rău vorbită, cum să te mutilezi, în fine. Acum deja e larg acceptată. E trend.
a devenit trend. Lumea mă sună pentru 5 kg, vreau o mijlocare de stomac. Nu știu, Doamne, nu știu cum să... Asta înseamnă că e operație estetică, jur. Da, da. Nu știu cum, mă rog, pacienții pot să ceară, dar noi trebuie să știm să, să oferim doar cui, doar cui trebuie. Și atunci, pentru asta e foarte important să pregătim pacienții din timp și să nu-i luăm așa de pe stradă, pe masa de operație, pentru că adaptarea poate fi destul de dificilă, exact, din punct de vedere psihologic. Dacă da, mănânci emoțional, pentru că așa compulsiv, te reglezi, compulsiv, da, 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 așa te liniștești, când ți se ia mecanismul de reglare, e un pic complicat și emoțional, poate fi dificil da, să te adaptezi. Da, da, foarte greu să te da. Haideți să vorbim un pic și de gastric sleeve, pentru că am înțeles tot ce era de înțeles, zicem noi, în mare despre procedura asta cu balonul. Ce înseamnă gastric sleeve? Gastric sleeve înseamnă micșorarea de stomac, asta știe toată lumea. Ireversibilă. 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 Da. Deosebire de plicatură, da, care da, e ireversibilă. Da. Scoatem o mare parte din stomac. Stomacul are între 1 și 2 litri. Variază de la pacient la pacient, cu înălțimea, cu așa mai departe. Și cât lăsăm? Lăsăm cam 80 de mililitri. Deci, atât? Fix cât un pix? Aproape. Atâta e. Aproape. E puțin mai mic. 80 mai mic? Litri. Deci nu, imaginează, nu mai mic. Atât? 1500 da, și rămân 80. Bam. Din 1500. Oh my god. Okay. Și te trezești a doua zi dimineață. Ce faci? Bei apă. Câta? 20 de mililitri. Lichide două săptămâni. Dar chiar dacă pare de speriat, în general pacienții trec destul, surprinzător de ușor, peste prima lună, care înseamnă două săptămâni lichide, două săptămâni de pireuri. De ce? Pentru că se reduce foarte mult și senzația de foame. În stomac se formează niște hormoni care stimulează senzația de foame, grelina se numește, și scade foarte mult, scade drastic. Și atunci pacienții, efectiv, marea majoritate nu mai simt foamea, nu, fie deloc, fie foarte puțin. Amețeala de la foame, totul. Înseamnă da? Că nu te-ai hidratat bine. Cu injecțioara, cu alea... Hidratarea e problema cea mai mare în prima lună. Corect. Păi tata, dacă 20 de mililitri, ce hidratare? Și evident de că... Pe zi, da. Nu, putem să bem, doar că nu putem bea mult. Știu. Dintr-o dată. Și e o perioadă de acomodare, e o perioadă critică, dar trebuie să fie acolo echipa lângă tine să-ți spună, dacă ai nevoie de un perfuzabil, te întorci, te ajutăm să treci de perioadă. Iei suplimente, adică vitamine sau nu știu ce mai are? Obligatoriu. Obligatoriu. Pentru că dacă mănânci cantități atât de mici, nu ai cum, oricât de sănătos ai mânca, nu vei putea să ai toate vitaminele necesare, pentru că e foarte puțină cantitatea. Să vă spun o șmecherie. Dumneavoastră știți să faceți operația, dar nu știți cum e să vă fie făcut. Nu. Mamă, ce tare, da. Am venit doctorul cu pacientul aici. Exact. Imaginați-vă că eu luam niște pastile de la colegii și prietenii. Na, una așa, una așa. Nu că mi-e înlocuia masa. Pastile. Eu mă gândeam la ea ca o porție de tocăniță cu pui. Mamă, ți-o imaginai așa? Da, vai, și luam pastila și nu mai era foame 3 ore. Toată lumea reacționează așa? Nu chiar. Variază foarte mult de la pacient la pacient. Depinde cât de pregătit ești și psihologic. Da, pentru că dacă știi și ești pregătit, merge mai ușor. Dar uneori, chiar dacă psihic știi sau intelectual ai informația, atunci când treci prin experiența respectivă, te poți găsi, regăsi, da? Destul de nepregătit. Dar avem aici nutriționiștii, psihologii, sigur, stăm foarte sigur aproape de ei, pentru că e important să nu se nece la mal, cum ne zicem. Da, da, dacă am... Sunt unii pacienți pe care îi văd depresivi a doua zi după ce se operează. Da, 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 da. Și în cât timp se vindecă un pacient după operație de gastric? Stomacul se vindecă foarte repede. Cu fiecare zi care trece, pacientul simte mai puține simptome, deci recuperarea e extrem de rapidă. 21 decembrie am făcut operația, 23 îmi pot obea în bradul. Acasă la mine. Mamă bradu. Odată ce plecăm acasă, ne apucăm de lucrurile obișnuite foarte repede. Repede. Dar, ala lung, pacienții sunt mai bine din punct de vedere psihologic, pentru că am fost un cuvânt destul de dur, că îi văd depresivi. De ce? Pentru că mulți vin și nu sunt susținuți de familie, sau de cei apropiați, sau au dubii dacă fac bine ceea ce fac, pentru că aud în jur, o să te mutilezi, o să stai stomacul, o să mori, și atunci se adună foarte mult stres și foarte multă tensiune, și a doua zi când se trezesc, mă rog,
a doua zi, când trec de asta, uh-huh. unii fie sunt atât de fericiți încât nu mai încap în salon, alții sunt speriați ce am făcut, ce se va întâmpla, nu mai fi niciodată la fel, voi fi o persoană cu, nu știu, handicap. Uh-huh. Avem pacienți și pacienți. La mine, fiind urgență chirurgicală, n-a mai stat nimeni. Că vă dați seama, dacă m-a operat de Crăciun, era groasă, trebuia neapărat făcută. A fost pe repede înainte. Ce mai stăm să hai să A fost minunat pentru mine, din toate punctele de vedere. Privind acum retrospectiv. Aș mai face-o de... Exact. Eu am altă întrebare. De ce, după această operație de gastric sleeve, unde ați spus-o, lucrurile sunt ireversibile, unii pacienți, sau, hai să zic, marea majoritate, și mi-asum treaba asta, se îngrașă la loc? Nu e marea majoritate. Evident, e o altă preconcepție vis-a-vis de intervenții, cum I-am văzut atât eu că sunt prieteni. Asta, prieteni, mă, de asta zicem. Seminarii. Și văd cum se umflă cabaloanele. Zilnic am pacienți în program operator care sunt la a doua intervenție, deci s-au reîngrășat. Deci nu e că nu de se reîngrașă. De ce? Dar nu, e foarte important să folosim termenii corect, să nu spunem marea majoritate. Okay. O parte din pacienți pot să pună un număr de kilograme la loc și sunt și pacienți care le pun pe toate. Pe toate. Sunt pacienți care au venit la a treia intervenție. Cum fac? Nu pentru că mecanismul la care se gândește marea majoritate e că stomacul se dilată din nou și o să putem mânca la fel ca înainte. Nu este adevărat. Marea majoritate a pacienților, dacă intervenția a fost făcută corect, că orice lucru se poate face bine sau nu, se reîngrașă pentru că abuzează de dulciuri, carbohidrați, alimente care au în cantități mici multe calorii. Dacă topește o ciocolată, a doua zi după intervenție, atât de ușor trece pe acolo, e ca și cum te-ai fi operat, nu? Deci dacă nu-ți schimbi și obiceiul alimentare, invariabil... Dacă înțelegi ce vreau să spun așa. M-am auzit și am văzut tot felul de 10 ani de când practic asta. Deci nu din cauza asta, ci pentru că asta înseamnă că pacientul nu a făcut și partea a doua. Adică... Are pacientul niște restricții din punct de vedere fizic? Am auzit de un domn care a mâncat un cârnat și a urcat pe ATV. Și ce să vezi, n-a fost... Da, așa s-a întâmplat. Logic. Era polonez? Undeva, cred că era sârbocroană ceva. Spune doctorul că ai voie să bei apă, compot neîndulcit și supă neîndulcită. Tu și tu mănânci cârnat, în primul rând n-ai cum, fizic. Cu pic de voință îl mănânci. Orice e posibil. Exact. Dar aici revenim iarăși la ceea ce se întâmplă înainte. Adică căutăm să vedem ce se întâmplă cu pacienții dacă nu sunt bulimici, dacă nu au probleme psihologice, de alimentație. Exact. Pentru că... Dacă, și atunci ce faceți dacă e bulimic? Îi contraindicăm. Nu-l operează. Nu-l operăm sau îi recomandăm să facă terapie câteva săptămâni, luni, până când pacientul se echilibrează. Sunt pacienți pe care îi trimitem la psihiatrii pentru că îi găsim probleme care au nevoie. Adică nu privim pacientul ca pe un stomac. Vii la chirurg și ce știe să facă? Păi să taie stomacul. Nu, gata, face toată lumea, repede. Nu, e foarte important să tratăm pacientul și să-l vedem în ansamblul lui și pentru asta e toată evaluarea asta exact, dinainte. Exact, și interdisciplinară. Da, și exact. Pentru că dacă nu e bine, nu e echilibrat. Sunt paciente care, nu știu, au trecut printr-un divorț și vor peste o săptămână să-și rezolve problema pentru că sunt demusolate. Ies pe piață. Da. Și atunci le recomandăm să nu se grăbească. Să nu ne grăbim nici noi, pentru că avem încă un pic de timp, să ne tragem răsuflarea, mai luăm o gură de cafea fără zahăr și revenim. Și aflăm după publicitate cât costă o astfel de intervenție, pentru că e foarte important. Direct cu întrebarea asta începem, că am rămas în coadă de pește cu ea și telespectatorii așteaptă. Cât costă o astfel de intervenție? Cea de gastric sleeve. Da. Costul e undeva în jur de, cu analize și cu toate investigațiile, între 3 și 4.000 de euro. Cam aici e, mă rog, dar diferă de la spital la spital, de la echipă la echipă. Analizele astea, cât sunt ele de exhaustive? Mm-hmm. Că înțeleg că sunt, adică înțeleg, eu am făcut analize și în vârful ochiului și în firul părului. De păr, da. Da, e foarte important să evaluăm pacientul cât mai complet, pentru că trece printr-o anestezie generală. Iar dacă suferă de anumite probleme pe care nu le-am diagnosticat înainte, cresc riscurile de complicații. Sunt foarte mulți pacienți care, de exemplu, au apnee de somn foarte frecvent. Adică din cauza obezității se deformează anatomia gâtului și efectiv nu respiră eficient. Au foarte multe pauze în timpul somnului.
Și asta e contraindicat? Poți să și moară. Trebuie reglată înainte. Pacientul începe să doarmă cu o mască care ține căile respiratorii deschise în timpul somnului, când nu e conștient de felul cum respiră. Și avem nevoie de 2-3 săptămâni sau o lună, depinde de gravitatea apneei, ca să-l pregătim. E doar una din problemele care pot să fie, sau un diabet care e dezechilibrat. Trebuie să reglăm glicemiile ca să nu avem probleme de vindecare. Este adevărat că o asemenea operație poate ajuta la vindecarea diabetului? Da, 80-90% dintre pacienții care au diabet de tip 2 pot să intre în remisie sau pot să-l controleze mai ușor. Depinde câți ani de diabet au și așa mai departe. De câte ori se poate interveni în acest gen asupra unui singur pacient? Noi cunoaștem cazuri de o dată toată lumea. De două ori, dumneavoastră ați spus astăzi de trei ori. Am avut câțiva pacienți care au venit la a treia revizie. Vai! Da. Ok, după cât timp sau cum? Sunt pacienți care vin pentru că au o problemă, au dezvoltat o problemă, nu știu, reflux sau... Da. Și sunt pacienți care vin pentru că s-au reîngrășat. În chirurgia obezității privim lucrurile aproape la fel ca în oncologie. Adică avem tratamente de prima linie, de linia a doua, de linia a treia, pentru că obezitatea are tendința să recidiveze. Deci e foarte, foarte greu de controlat pe termen lung. Sunt atâtea preconcepții despre nu mai mânca și o să slăbești și te-ai îngrășat pentru că rup frigiderul și prostii de genul ăsta. Dar nu e deloc simplu. E una dintre bolile cel mai greu de controlat. Și atunci... e o boală care ia vieți. Adică obezitatea morbidă, de aia se numește morbidă. Exact. Dacă am ști câți oameni mor zilnic din cauza complicațiilor obezității, probabil că nu ne-am speriat atât de mult de o micșorare de stomac. Însă asta vreau să spun, că chiar dacă folosim mijloace de la mai puțin invazive la invazive, totuși sunt mulți pacienți care se reîngrașă și nu putem să-i culpabilizăm. Pentru că organismul caută să recupereze ceea ce a pierdut, metabolismul rămâne lent în continuare, deci arderile sunt în continuare foarte lente și nu trebuie să greșești cu foarte mult, încât să pui kilogram cu kilogram și să ajungi iarăși. Și te prinzi, probabil, dacă îți spune cineva. Da. Câți ani? 5, 7, cam în câți? Am văzut toate situațiile, și 2 ani și 10 ani. Și mai puțin. Deci depinde foarte mult de, mă rog, de pacient și de problemele pe care le-am. Dar se poate interveni, adică se poate face operația. Mai avem opțiuni, de asta spun că mergem etapizat. Încercăm cu un balon, avem o procedură nouă de sleeve endoscopic, în care cu ajutorul endoscopului intrăm în stomac și facem niște cusături în interiorul lui, încât să-i reducem volumul. Din nou dimensiunea. Asta e cea mai nouă chestiune sau procedură. Și apoi trecem la cele chirurgicale. Deci întotdeauna, dacă ești un chirurg înțelept, lași opțiuni. Nu-i oferi din start pacientului, nu știu, bypass-ul cel mai agresiv, pentru că foarte mulți pacienți sunt și tineri. Te gândești că la 20 de ani, nu știu ce maturitate are, nu știu cât de mult o să înțeleagă din ce îi spunem. Corect. Și s-ar putea ca la 30 să fie din nou cu obezitate. Important e, vă mulțumim foarte mult, domnule doctor, important e să înțelegem că există discipline separate care se ocupă de povestea asta și că puteți să scăpați de o mare grijă astfel. Eu ce sunt zici? Foarte fericită că a venit domnul doctor și că am reușit să dezbatem acest subiect mulțumesc, atât de în trend. Ne mai vedem și mâine, nu? Mâine, suntem aici. Follow us!